Am petrecut 6 săptămâni în Turcia printr-un proiect ISEC Global Citizen. O lună jumătate am fost profesor de limba engleză la o școală de vară din Istanbul. Cazarea a fost asigurată de cei de pe proiect. Am stat într-un cămin studențesc privat. În condiții foarte bune, nu am avut motive să ne plângem sau ceva de genul ăsta. Stăteam câte 4 persoane în cameră. Am stat cu o fată din India, una din Pakistan și deasupra mea dormea o fată din China. La început era puțin ciudat, pentru că dai seama, fiecare eram chiar și de pe continente diferite, fiecare avea obiceiurile ei dimineața și era destul de greu să ne sincronizăm sau să nu știu. Și era destul de greu și ciudat la început. După ce m-am întors, încă primeam mesaje de la copii cu care lucrasem și îmi spuneau cât de fericiți sunt și cât de mulțumiți sunt ei și părinții și profesorilor pentru că ceea ce am învățat noi chiar i-a ajutat. Chiar mi-aduc aminte că o fetiță mi-a scris că a avut un punctaj foarte bun la un test dat la școală, la limba engleză, și mi-a mulțumit pentru asta. Și pentru mine a fost cea mai mare realizare asta.